Avem foarte multe stereotipuri și prejudecăți în societate, cum ar trebui să arate o fată și un băiat, sau cum ar trebui să comportă femeie și un bărbat. Adică am ajuns să fac vlog din cauza stereotipurilor care persistă în societate. Eu sunt mamă și sunt feministă. Iar a fi mamă feministă, asta înseamnă a educa copiii fără stereotipuri, dar și am vrut să combat acel stereotip din Moldova că feministele sunt împotriva căsătoriilor, sunt împotriva copiilor, sunt împotriva bărbaților, că majoritatea feministelor sau sunt divorțate sau nu au familie și eu aici probabil am vrut să combin aceste ambele lucruri, să arăt că o feministă poate fi și mamă și activistă și să lucreze și să crească copii și să fie active. Și cel mai important este să ne respectăm reciproc. Și un alt lucru care eu întotdeauna învăț pe copiii mei, trebuie să ne învățăm sau să conștientizăm că noi suntem toți diferiți. Diferit trăim, diferit gândim, diferit iubim, diferit vedem lucrurile, dar suntem toți egali în drepturi. Și atunci când noi o să înțelegem lucrul ăsta și o să ne respectăm reciproc, atunci lucrurile și se vor schimba.